Crina Pinta a fost votată cea mai bună handbalistă din România în 2019. Pivotul echipei naționale și al formației CSM București se află la prima distinție de acest fel din cariera. Nu vine să cred, sincer, în primul rând. Chiar nu vine să cred. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Chiar sunt, nici nu am cuvinte să spun ce simt acum. Nu mă așteptam, dar mă bucur că până la urmă s-au văzut și lucrurile bune și că se întâmplă lucruri frumoase și la noi, să zic așa. Am spus de foarte multe ori că mi s-au întâmplat lucruri foarte bune în afară și mă bucur foarte mult că mi se întâmplă lucruri bune și aici, și la noi, și în România. Cristina Neagu și Denisa Dedo au fost desemnate cele mai bune românce din Liga Florilor. Mă surprinde să primesc acest premiu pentru că am jucat foarte puțin anul trecut, însă vă le mulțumesc celor care s-au gândit la mine și care s-au gândit să-mi ofere acest premiu. Mă bucură, mă onorează, cred că este o recompensă. Pot spune că anul 2019 a fost unul bun pentru mine, poate exceptând ultima parte, n-a fost așa cum doream, dar per total sunt mulțumită de anul 19, au fost anumite realizări de care sunt bucuroasă și îmi doresc ca și anul 2020 să fie poate și mai bun. Iberica Alicia Fernandez de la SCM Râmnicu Vâlcea a fost votată cea mai bună jucătoare străină din campionatul României. Mihai Popescu a fost ales cel mai bun jucător român în 2019. Handbalistul activează în campionatul Franței la echipa San Rafael. Întotdeauna mi l-am dorit de când am ajuns la Constanța în primul an, când îl vedeam pe Sănescu sau pe Toma Lauranțic că îl câștigă, mi l-am dorit de atunci. Este pentru a 8-a oară când îl câștig și mi-l doresc în continuare. Sper în tot sufletul să pot să fac cât mai multe pentru echipa națională și pentru echipa mea de club și întotdeauna când am venit aici am venit cu sufletul și mi-am dorit să fac performanță. Marius Sadoveac de la SCM Politehnica Timișoara a fost cel mai bun jucător român din Liga Zimbrilor, în vreme ce premiul pentru cel mai bun jucător străin din campionatul României a fost câștigat de croatul Ante Kuduz de la Dinamo București. Federația Română de Handbal a stabilit jucătorii anului în urma votului exprimat de antrenorii din Liga Florilor, respectiv Liga Zimbrilor.